Ciao a tutti ragazzi, bine ați venit la Italiana pentru Români și bine ați venit la ultimul videoclip din seria La Bar. Chiar dacă a trecut un pic de timp, astăzi vom vedea ceea ce v-am promis în ultimul videoclip. O listă de termeni care vă vor fi utile dacă trebuie să comandați ceva la un bar și un dialog model ca să vă familiarizați cu comanda voastră. Începem imediat cu lista termenilor. Un bicchiere, adică un pahar, care poate să fie d'acqua, di vino, sau di latte, adică de apă, de vin sau de lapte. Una tazza, o cească, di te sau di latte, de ceai sau de lapte. Una tazzina, adică o cească mică de cafea, di caffè. Una bottiglia sau o sticlă de apă, di acqua, di vino, de vin sau de bere, di birra. Una bottiglietta, in schimb, este de obicei o sticlă mică de jumătate de litru. Una lattina sau o doză. Una fetta de prăjitură, de exemplu. Una fetta di torta. O felie de prăjitură. Sau o bucată de prăjitură. Un pezzo di torta. Un trancio di pizza, adică in acest caz o felie de pizza. Una tavoletta di cioccolato sau o barra de cioccolată sau un baton de cioccolată. Dar in acest caz baton ar suna mai bine barretta di cioccolato. Alte cuvinte foarte utile sau expresii sunt quant'è, adică cât este, când trebuie să întrebați cât este plata sau cât este totalul de plată, cât trebuie să plătiți. Il conto sau nota de plată, puteți să întrebați, vorrei il conto per favore, adică aș dori nota de plată, vă rog. Il resto, restul, când plătiți și dați mai mult, bineînțeles, trebuie să primiți restul. În acest caz, probabil cineva va spune ecco il suo resto. Iată restul dumneavoastră. Lo scontrino, în schimb, este bonul fiscal. Acum să urmăriți acest dialog model. Buongiorno, desidera? Buongiorno, vorrei un caffè macchiato e una brioche al cioccolato, per favore. Scusi, ma prima deve fare lo scontrino alla cassa. Va bene. Tu cosa prendi? Per me un succo di frutta alla pesca e un trancio di pizza, per favore. Se vi volete accomodare al tavolo, vi servo subito. Grazie. Grazie. Bine atunci, dacă videoclipul v-a plăcut, nu uitați să dați mai departe și mulțumim, deoarece am depășit 3000 de inscriși. De fapt, suntem aproape la 3050 de inscriși. Continuați tot așa și invitați toți să se înscrie la canalul nostru. Noi ne vedem foarte curând. Ciao!